Salut prieteni! Astăzi o să vă povestesc pe scurt despre filmul Last Holiday din anul 2006, așa că puneți un like și vizionare plăcută! Georgia Bird are o viață simplă și normală în New Orleans. Ea adoră să gătească și de aia deseori îl servește cu bucatele sale pe băițelul vecinelor Darius. Odată, în timpul uneia dintre astfel de mese, băiatul găsește albumul Georgiei, care se numește Posibilități. Acolo sunt adunate visurile ei. Să viziteze o stațiune, să-și deschidă propriul restaurant, să facă cunoștință cu un bucătar renumit și să se căsătorească cu un coleg, de care e îndrăgostită în secret. Ei lucrează într-un magazin zin de ustensile pentru bucătărie. George vinde tigăi, iar San muncește în secția grilluri. Prietena îi sfătuiește George să prindă curaj și prima să se apropie de San, în loc să se uite la el. Dar femeia e prea timidă. Chiar și atunci când rămân în patru ochi, discuția lor nu se prealeagă, fiindcă San are o simpatie reciprocă față de ea și ei ambii sunt un pic agitați. Dar ziua de muncă continuă și George ține un masterclass de preparare a mâncării, pentru a demonstra calitatea mărfurilor din magazin. La mirosul mâncării delicioase, pe lângă cumpărător, vine și San. El încearcă bucatele pregătite de Georgia și este uimit cât de delicioase sunt. Dar, din întâmplare, Georgia se lovește cu capul de dulap și își pierde cunoștința. Atunci, San o duce la spital speriat unde doctor Gupta îi face tomografie la cap. În imagini, medicii găsesc o acumulare de tumor și îi pun femei un diagnostic rar, boala Huntington. Cu greu, dar îi spune Georgei că fără operație i-au mai rămas să trăiască 3-4 săptămâni. La agenția de asigurări însă află că asigurarea ei nu poate acoperi tratamentul, iar bani pentru operația scumpă, Georgea nu are. Supărată, ea se întoarce acasă, bea vin și pune punct pe posibilitățile sale ratate. În lacrimi, ea o sună pe sora sa pentru a-i zice veștile proaste, dar sora ei este plină de griji casnice și nu-i permite Georgei să spună un cuvânt. Conversația se termină cu nimic. Realizând că acușa curva va părăsi această lume, Georgia se simte îndrăzneață și îi se opune șefului care e mereu nemulțumit. Apoi se concediază. Observând că Georgia pleacă, din urmă o ajunge San și în sfârșit o invită la o întâlnire. Să ia masa și să privească un joc de basket care va avea loc peste două săptămâni. Dar biata Georgia este nevoită să-i refuze bărbatului de care e îndrăgostită. În corul bisericii, chiar în timpul cântării, Georgia trece la conversații personale cu Dumnezeu. Ea întreabă cerurile de ce anume ea trebuie să ducă a o astfel de cruce, o boală mortală, dar nimeni din biserică nu înțelege că Georgia chiar este disperată și consideră că comportamentul ei este doar un show frumos. Resemnată cu gândul decesului imitent, Georgia decide să-și îndeplinească unul dintre visuri. Ea bronează hotelul la celebra stațiune Carlo Vivare. Ea își scoate toți banii de pe cont și zboară chiar înainte de anul nou. În avion are un mic conflict cu bărbatul din fața ei, ce voia să-și coboare scaunul, dar astfel ar fi ajuns pe genunchii femeii. Georgia nu are dorința să zboare așa tocmai până la Praga. Despre asta îi zice stewardului. El râde și sfătuiește data viitoare să zboare în clasa premium. Georgia înțelege că poate să-și permită asta așa că face update și se mută în clasa 1. Când ajunge în Praga, spre hotel nu ia un taxi, ci un elicopter. Așa, apariția impresionantă, nu rămâne neobservată chiar și de cei mai importanți oaspeți ai hotelului. Bellboy Philip, care o însoțește pe Georgia, o ia drept milionară și zice că în același hotel s-a oprit și senatorul statului din care vine, Dillings. La recepție Georgiei îi se spune că numărul ei încă nu este gata, fiindcă a venit cu două ore mai devreme. De aia îi propun singurul număr liber, cel prezidențial. Georgia îl cumpără fără probleme. Admirând designul de chic al hotelului, Georgia observă că în hotel se cazează și omul de afaceri Matthew Cragan, cu amanta sa. În nume lui aparține magazinul în care ea a lucrat, iar împreună cu ei este și congressmanul Stuart. Georgia nu ratează ocazia și bagă un comentariu în adresa lui Cragan, făcând aluzia că în al patrulea trimestru va avea probleme cu venitul, fiindcă ea s-a concediat. Dar amanta Mrs. Barnes, neavând idei cine este ea, îl întreabă despre asta pe Philip, Philip răspunde cu presupunerile sale că Georgia Bird este o doamnă superbogată care are planificat o întâlnire cu senatorul Dillings. Între timp, Georgia, care nu suspectează nimic, savurează momentele. Ea merge la un magazin local ca să-și rennoiască garderopa și la momentul cinei coboară jos la patru ace. Compania senatorului care stă la masa de alături o observă pe doamna care a atras privirile și încep să o discută. Georgei îi aduc meneul și ea observă cu încântare că bucătarul șef este bucătarul ei preferat, Didier. Ea nu poate să se abțină și comandă toate felurile din meniu. Domnul Cragan cere ca bucătarul șef să vină la masa lor, dar Didier ignoră cererea lui și alege să facă cunoștință cu Georgia, care nu pur și simplu a comandat toate felurile lui de mâncare pentru a le încerca, dar nici nu a vrut să schimbe nimic în ele, spre deosebire de Kragan, care mereu cere să fie schimbate ingredientele care, după părerea lui, sunt nesănătoase. Acasă în New Orleans, San nu-și găsește locul. El se întâlnește cu doctor Gupta și îl face să povestească despre diagnosticul Georgei. Între timp, femeia petrece ultimele zile din viață făcând spa și tratamente de beauty. În jacuzzi, cu ape medicinale, de ea se apropie însuși senatorul Dillings. Dar în loc de jena obișnuită, Georgia se ține încrezătoare și îi exprimă nemulțumirea ienoreașilor bisericii sale vis-a-vis -vis de faptul că a lipsit de la slujbă duminica trecută. Domnul Cragan, în camera hotel lui cade în disperare, din cauza cuvintelor transmise de Georgia. Lui este frică că un contract de sute de milioane de dolari va ieșua, furia și o toarnă asupra amantei sale. Pe zi ce trece, Georgia se comportă tot mai relaxată, ca să menține imaginea femei bogate, încrezută în sine căci nu are absolut nimic de pierdut. Ea urcă pe munte ca să se învețe cum să mănuiască un snowboard. Pe pantă se întâlnește cu domnul Cragan și de la început îl dă cu fața de zăpadă. Apoi, în general, îl pune într-o situație jenantă, fără să vrea asta. Matthew Cragan începe să urască pe Georgia și mai tare. În timpul următoarei ședințe de relaxare, Georgia aude cum Mrs. Barnes o tratează cu aroganță și nepolitețe pe masueză și o pune pe amanta roșcată la locul ei. Dar, în loc să urască și să se răzbune, fata merge la ea ca să vorbească și chiar începe să fie foarte sinceră despre faptul că nu-i mulțumită de viața ei și că totul merge nu așa cum și-ar fi dorit. Ea se consideră victima circumstanțelor. Georgia îi dă tinerei domnișoare, burn, fără experiență sfaturi de viață. Când Kragan din nou, e furios și consideră că Georgia a venit în hotel pentru a încurca planurile, Mrs. Burns îi ia apărarea și îi se opune, cum n-a făcut-o până acum. San nu pierde timpul de Geaba și încearcă să o găsească pe Georgia. După ce găsește casa pustie, îl întreabă pe vecinul Darius despre ea. Băiatul îi arată albumul de visuri a Georgiei, unde figurează dorința de a se căsători cu Sin și de a călători în Carlo Vivere. Sen înțelege totul și se îndreaptă după ea. Între timp, bucătarul șef Didier îi oferă George o masă specială la restaurant. Ea și invită noile cunoștințe să îi se alăture ei, ca răspuns la oferta lor de a sta cu ei. În timpul cinei, Kragan nu se calmează și încearcă să afle cât mai multe despre Georgia și intențiile ei, de aia pierde încrederea în fața colegilor. Toți refuză propunerea lui de a merge la fabrica de sticlă și în schimb aleg să petreacă timpul cu Georgia și să privească cum va sări cu Prașuta. Simțind spiritul competitiv, Kragan exprimă dorința de a sări împreună cu Georgia. Vine ora X. Georgia, învingând frica, sare de la o înălțime amețitoare, iar Kragan, inventând o scuză inexistentă, refuză săritura, ceea ce provoacă mai multă negativitate în direcția sa. Și la hotel e un tamtam -tam adevărat. Personalul discută fapta lașă a domnului Cragan și o admiră pe Georgia, care e curajoasă, bună la inimă și liberă. Dar una dintre cameriste, Frau Gunther, nu le împărtășește sentimentele. Ea de mult se uită cu ochii răi la Georgia. Anume, pe ea o mituiește Cragen ca să afle în secret cât mai multe informații despre milionara necunoscută. Georgia, după ce se împrietenește cu Didier, petrece timpul cu el. Se plimbă prin piață și vorbește cu pasiune despre spre Când rămâne singură cu sine, rătăcește pe străzi și admiră peisajul de iarnă european, fără să uite despre faptul că zilele îi sunt numărate. Când se întoarce la hotel, îl întâlnește pe senator și ceilalți pe stradă. Ei o conving să petreacă timpul cu ei. Georgia, spunând că se simte rău, refuză, dar după ce îi lasă o scrisoare surorii în care îi povestește despre boala sa mortală, totuși decide să-l acompanieze pe senator. Mrs. Burns și senatorul care o admiră pe Georgia o urmăresc peste tot, iar Cragan, din contra, concurează cu ea. De fiecare dată ei fac același pariu, că Georgia câștigă bani enormi. Cragan, din potrivă, își numără pierderele și în timp ce întreaga companie, inclusiv Georgia, stau la concert, în camera ei umblă prin lucruri Frau Gunther. Ea reușește să găsească niște informații picantă. Un card de lucrător, a unei simple vânzătoare în magazinul lui Cragan. Dar, întâmplător, găsește scrisoarea pentru sora ei și este copleșită de simpatie până la lacrimi. După concert de Georgia, se apropie senatorul, necătând la faptul că bărbatul este interesat de ea, între ei are loc nu cel mai plăcut dialog. Georgia nu îi împărtășește sentimentele, ea e dezamăgită că senatorul nu acordă atenție necesară orașului lor, când toți locuitorii cred în el atât de tare. După ea merge în cameră unde o întâlnește Frau Guter, cu scuze că i-a scotocit prin lucruri și a găsit scrisoarea. Ea exprimă condoleanțe și sprijin, conversația lor o face să înțeleagă că își petrece ultimele zile nu chiar corect, ar fi mai bine să le petreacă alături de cei dragi, așa că are de gând să se întoarcă în America în ajunul anului nou. Dimineața, Georgia își cheamă un taxi, iar San e pe drum spre hotelul ei. Însă, pe unicul drum de munte a căzut o avalanșă și a blocat trecerea. Pe ambele părți s-au oprit câteva mașini, printre care Georgia și San. Ei nu rămâne nimic decât să se întoarcă la hotel. Să nu are altă ieșire decât să meargă prin zăpadă și frig, necătând la faptul că urăște gerol. Între timp, Frau Gunther i-a întors lui în Mita și a scăpat doar faptul că Georgia lucrează pentru el. Datorită acestei informații, Matthew Cragen află din sursele sale că Georgia este doar o vânzătoare de tigăi într-unul dintre magazinele lui. Când se întoarce la hotel, Georgia îi propune bucătarului șef Didier ajutor la bucătărie, fiindcă din cauza avalanșei nu au ajuns la muncă toți angajații. Didier nu se poate abține și recunoaște că este încântată de pofta ei, nu doar de mâncare, dar și de viață. El, la fel, își exprimă un regret profund vis-a-vis -vis de diagnosticul ei. Fără să se supere că toți angajații deja știu despre problemele ei personale, ea îl ajută în continuare cu zâmbetul pe față. Bucătarul șef le -o prezintă cu mândrie oaspeților restaurantului pe asistență asistenta sa, pe Georgia, și începe cina cu ocazia anului nou. După ce se aranjează pentru sărbătoare, Georgia își propune să fie mai vie în următoarea viață. În New Orleans, Dr. Gupta află că a greșit când a pus diagnosticul. Problema era în aparatul de tomografie, el merge cu noutățile bune direct la Georgia acasă, dar acolo nu găsește pe nimeni, în afară de băiatul vecinului. La masa festivă, Matthew Cragan spune un toast pentru Georgia pe care o adoră toată lumea. Și duce încet spre faptul că i-a mințit pe toți, pentru că de fapt este doar o vânzătoare la magazinul lui și salariul ei e de doar 9000 de dolari pe an. El o numește impostoare și în timp ce toată lumea e șocată, Georgia ia cuvântul și confirmă tot ce a spus el, deși Didier o roagă să nu se justifice. Ea recunoaște că cheltuie toate economiile, iată așa, simplu pentru că în curând va muri, dar roagă să nu le fie milă de ea, căci spre sfârșitul vieții a trăit cu adevărat și și-a împlinit câteva visuri mari. Ea le dă un sfat, să se uite mai des în jur și să nu uite de viață, în toată învălmășala zilelor trecătoare. Kragan este mulțumit de faptul că a demascat-o, dar nimeni nu-i apreciază fapta. Fiecare dintre cei prezenți îi părăsesc masa. Așa, întregul hotel întâlnește anul nou. Dr. Gupta transmite un fax urgent de la clinică în care se spune că Georgia de fapt e sănătoasă. Mrs. Barnes îi spune Georgei că a decis să se despartă de Cragan și să meargă la universitate, când deodată sunt anunțate despre faptul că Matthew are de gând să sară. Cât el stă pe margine, iar jos, musafirii speriați îl privesc. Georgia se așează alături de el. Ea îi apreciază munca, din perspectiva unui om simplu, a unui muncitor, ca el să-și poată îmbunătăți reputația și profitul. De asemenea, ea se împărtășește cu visurile ei care nu s-au realizat. Dintr-o dată, ea aude cum cineva îi strigă numele și realizează că acel cineva e San. El este obosit și înghețat, se grăbește să ajungă la Georgia și când ajunge în fața ei, îi mărturisește sentimentele sale. Fără să-și revină de la o minune, vine Frau Gunther cu o altă noutate bună. Dr. Gupta a greșit și Georgia este absolut sănătoasă. Pe această notă fericită, Georgia și Sam se sărută. Peste ceva timp deschid un restaurant așa cum visa Georgia. La deschidere vin cei mai așteptați oaspeți. La bucătărie o ajută însuși Chef Didier. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!